Bună seara, bine ne-am regăsit. O să discutăm despre minerit, minerit și energie, despre ce se întâmplă cu această categorie care știm în perioada imediat următoare o să pierdă foarte multe locuri de muncă, mii de locuri de muncă, s-au pierdut deja foarte multe până acum, dar anii următori vor fi unii care își vor pune amprenta foarte agresiv asupra mediului socioeconomic din județul Gorj și acești oameni, minerii și energeticienii angajați de la complexul energetic Oltenia, sunt primii care vor resimți niște repercusiuni. De ce? Pentru că se vor reduce locurile de muncă. Vor avea totuși o șansă cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, însă din luna septembrie va intra în vigoare noua lege a pensiilor, care se spune, și vom analiza aceste aspecte chiar în această ediție, va afecta în mod direct această categorie. Din nou va afecta această categorie, care, repet, a tot fost afectată de diverse măsuri și cel mai rău de planul de restructurare, cel care este în momentul de față în implementare, care prevede închiderea mineritului pe bază de cărbune. Discutăm despre ceea ce înseamnă drepturi, despre ceea ce înseamnă drepturi încălcate și despre ceea ce înseamnă până la urmă o suferință a acestor oameni, a acestor oameni și a familiilor lor, pentru că nu doar minerii și energeticienii sunt afectați, sunt afectate și familiile lor. S-a spus la un moment dat că ceea ce numim noi plan de restructurare al complexului energetic Oltenia va avea în următorii 5-6 ani mult mai mult de 8.000 de locuri de muncă disponibilizate. Vom vedea, pentru că și de la societățile care în momentul de față prestează pentru această companie vor fi oameni care vor pleca acasă pentru că vor rămâne fără obiecte de activitate, alte probabil încă pe atâtea mii de locuri de muncă și încă pe atâtea mii de oameni care nu vor mai avea joburi într-un județ și într-o regiune a Olteniei sărăcită, pentru că suntem pe primele locuri și în ceea ce privește sărăcia și cu perspective nu foarte îmbucurătoare în următoarea perioadă pentru ceea ce numesc politicienii noștri și amăgesc de câțiva ani cu oferte pentru că ni le vor oferi banii europeni cei care vin prin planul de tranziție justă, prin fondul de tranziție justă. Discutăm aceste aspecte cu domnul Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii și cu domnul avocat Mihai Onuț Toartă. Mulțumesc mult pentru prezență, domnilor. Știu că veniți de la niște discuții cu angajați și cu foști angajați din aceste sectoare și de la instanță, domnule avocat. Oricum, mulțumesc că ați ajuns la emisiunea din această seară pentru că vreau să lămurim anumite aspecte. Suntem, spuneam, într-o perioadă de tranziție și într-o perioadă în care oamenii nu știu pe cine să creadă, au tot primit promisiuni, unii dintre ei au fost și târâți prin niște, să spunem, episoade în care au fost actori fără voia lor, în care au crezut că merg să lupte pentru drepturile lor. Până la urmă vedem drepturile lor sunt afectate de niște poziții și de niște decizii ale celor care pot să facă acest lucru, adică ale legiuitorilor. Avem în momentul de față două legi, 197 și 74. Spuneam, vom avea și o lege a pensiilor. Domnule avocat, vor fi afectați minerii și energeticienii de această nouă lege a pensiilor, adică de legea care s-a modificat da, și va intra în vigoare? Da, este vorba de legea 360, probabil că la aceasta vă referiți, care va intra în vigoare începând cu data 1 septembrie 2024. Este normal ca minerii și energeticienii să fie afectați de intrarea în vigoare acestei legi,
Și mă refer, în primul rând, gândul mă duce la beneficiile pe care aceștia le-au obținut în baza legilor 197/2021 și 74/2022, care au modificat legea pensiilor, legea 263/2010, în sensul că au stabilit anumite beneficii pe care minerii și energeticienii ar trebui să se bucure de ele. În primul rând, mă gândesc la stabilirea unui stagiu de cotizare pe condiții speciale de 25 de ani, care inevitabil a modificat punctajul, calculul punctajului, și de asemenea un alt beneficiu de care aceștia s-au bucurat a fost reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru aceste categorii profesionale. Din păcate, casele județene de pensii, și este o chestiune de notorietate în toată România, faptul că aceste case județene de pensii aplică ori parțial dispozițiile celor două acte normative de care făceam vorbire, sau refuză efectiv aplicarea acestora. Datorită acestui fapt, a fost nevoie să formulez contestații în instanțele de judecată, de care vorbeați adineauri, special în zonele de minerit, aici la dumneavoastră în județul Gorj, în județul Mehedinți avem dosare, în județul Dolj, în județul Hunedoara și la mine la Râmnicu Vâlcea de asemenea, și instanțele de judecată în general sunt favorabile, le dau dreptate celor două categorii profesionale, minerii și energeticienii, însă din păcate, ca o părere personală, nu se explică faptul că instituția statului român, cum este Casa Județeană de Pensii, cum sunt casele de pensii, refuză aplicarea unui act normativ care este în vigoare, care are aplicabilitate, care este ale cărui dispoziții sunt clar stipulate și mai mult decât atât sunt întărite de o decizie a înaltei curți de casație și justiție, este vorba de decizia numărul 2 din 2023. Spuneți dumneavoastră, casele de pensii sunt cele care în momentul de față îi împiedică pe mineri și energeticieni să își facă acele dosărele, să iasă la pensie cum este un om care lucrează într-o altă industrie sau într-o altă ramură din țara asta. De ce? Dumneavoastră ați găsit o explicație? Da, am găsit explicații, m-am gândit profund la această întrebare. Dar din punctul meu de vedere, probabil că se vede neputința guvernanților de a gestiona această problemă. O problemă, într-adevăr, care afectează, consider, destul de substanțial bugetul de asigurări sociale, însă atâta timp cât o lege, în speța noastră, cele două legi, 197 și 74, au aplicabilitate, este normal ca această lege să se aplice și să se aplice în mod corect. Indiferent de ce sume se află în bugetul de asigurări sociale, indiferent de ce sume poate să ofere statul român acestor categorii profesionale. După cum știm, înainte de adoptarea unui act normativ în speța a unei legi, se face un proiect de lege, sunt specialiști care informează, care în baza ale căror constatări afectează clar prevederile legii respective. Probabil că și în spatele adoptării celor două acte normative s-au aflat anumite rapoarte, anumite date statistice, anumite date economice care au condus la adoptarea și la legiferarea acestor două acte normative. Nu este o explicație aceasta că nu sunt bani la buget, este normal ca instituția ale statului român să se conformeze unor dispoziții legale și să respecte aceste dispoziții legale. Aceasta nu este o justificare. Mai mult decât atât, pe lângă aspectele de ordin financiar, după cum știți, legea 197 reduce vârsta standard de pensionare cu 13 ani. Aceasta a fost probabil o găselniță a actualei coaliții de guvernământ, o chestiune prealabilă în vederea închiderii mineritului. Majoritatea
minerilor și energeticienilor care profesează, care se află în câmpul muncii în perioada contemporană cu noi, sunt cei care sunt născuți după anul 1960, în anii 1960-1970 ai secolului trecut și evident nu îndeplineau condițiile de a fi pensionați, de a beneficia de pensie. Și atunci legiuitorul a venit cu această reducere cu 13 ani pentru a evita eventuale tulburări sociale care s-ar produce în perspectiva închiderii mineritului în România. Adică oamenii să fie, nu știu, să se culce pe urechi așa pe românește, că da, nu rămân pe drum. Exact. Că nu rămân pe drum și că au anumite beneficii, anumite compensații care sunt cele de care vorbeam adineu. Domnule Crețan, spuneam eu mai devreme că sunt foarte mulți oameni care vor pierde locurile de muncă, unii vor ieși la pensie, cert este că până la urmă Gorjul o să piardă niște locuri de muncă sau economia din Gorj va rămâne fără mii de locuri de muncă. Am văzut în această perioadă că politicienii ies din nou cu promisiuni și că din nou se încearcă evitarea unor răspunsuri pentru acele chestiuni ridicate și de sindicate și am văzut de foarte mulți oameni care încep și ei să vorbească pentru că avem spațiul acesta care este comun și este public, adică rețelele de socializare. Complexul energetic Oltenia ar mai putea să funcționeze ani de zile de aici înainte, doar că nu se face niciun pas. Repet, doar promisiuni că se vor lua măsuri, că se va pune presiune, că se va, nu știu, împinge de la spate ministrul energiei să se ducă la Bruxelles, unde a mai fost, a mai plimbat pe acolo domnul ministru, dar nu s-a întors cu nimic palpabil pentru complexul energetic Oltenia și pentru acea promisiune că va prelungi termenele pentru închiderea actualelor capacități. Mai e puțin, se încheie și anul acesta, se termină și cele patru tururi de alegeri și ne vom afla în ce situație. Se vor pune atunci pe muncă? Nu, nici vorbă. Deci dumneavoastră spuneați că minerii sunt actori. Nu, minerii sunt victime. Nu, am spus că da, au fost, ar fi bine au dacă fost ar fi atrași în niște da, jocuri. Da, dacă ar fi actori, nu. Actorii sunt aceia care au demolat industria energetică. Actorii în jocurile politicienilor. Da, da, actorii sunt doar pentru a-i folosi pentru vot. Pentru vot, masă de manevră i-a folosit liderii de sindicat și parțial oamenii politici, dar vă reamintesc că am fost 160.000 de mineri, calculați că suntem acum, și vorbeam atunci de vreo 80.000 de energeticieni. S-a demolat termocentrale, s-a demolat exploatări minere, fără să mai luăm în calcul, vorbim de cărbune și huilă. Nu mai vorbim de alte bogății naturale, cupru și aur, de exemplu, în România. Deci, totul, guvernarea după 89 a venit să demoleze efectiv ce înseamnă industrie minără și industrie energetică. Noi am ales această variantă și nu putem să mai salvăm absolut nimica, suntem deja hotărâți, cei de la Bruxelles și stăpânii politicienilor din România au stabilit soarta mineritului și energiei. Singurii care ne mai ajută în lupta noastră, am dus lupte grele, minerii care au rămas în istorie. Eu sunt unul din bătrânii lupt de mare care încă lupt și am ales varianta să lupt în justiție, cu toate că domnul avocat spunea că sunt niște carențe și nu sunt numai ale casei de pensii. Sunt multe deficiențe ale complexului energetic Oltenia și ale mafiei din complexul energetic Oltenia sau ale mafiei din complexul energetic Hunedoara. Mai sunt de asemenea mafia care a preluat fostele unități care s-au desprins de-a lungul anilor din sistemul minerii și energie. Nu se mai regăsesc arhive, nu se mai regăsesc state de plată. Deci e o nebunie. Ducem această luptă cu cabinetele de avocatură și n-a mai rămas un singur lucru. Într-un fel trebuie să lau puțin și o parte a presei,
care cât de cât luptă mai mult decât lideri de sindicat, cum sunteți dumneavoastră și alți oameni din presă, care mai țin cu ultimii mineri și energeticieni care mai sunt pe piață. Programul de restructurare merge mai departe, se minte în continuare cu nesimțire de clasa politică că vor prelungi planul de restructurare. L-au făcut și au hotărât soarta mineritului și a energiei. Și atunci nu avem alte variante. Deci ducem o luptă în instanțele de judecată, ducem o luptă pentru pensionarii care s-au pensionat cu ani în urmă și le-am obținut dreptul și pentru ei. Ducem o luptă pentru unitățile prestatoare și până la urmă ducem luptă pentru toți pensionarii care să aibă o pensie corectă și decentă, legală. Dar aceste minciuni, pentru că am spus, s-au tot mințit, au fost continuu mințiți acești oameni că va fi bine sau că nu este adevărat ceea ce se spune, ce se vehiculează în spațiul public legat de închiderea complexului energetic Oltenia, ne-o spunea fostul ministru al energiei, Virgil Popescu. Da, care este o campanie electorală. Da. Până unde vor merge minciunile acestea și dacă oamenii din complexul energetic Oltenia mai cred și mai pot fi duși de nas și de data aceasta? Puțin. Pentru că probabil minciunile acestea sunt folosite mineri și energeticieni încă cred în minciunile lor. Deci o să vă convingeți la alegeri. Deci din punctul meu de vedere nu mă duc la niciun partid politic, dar fac munca socială și mi-a drag să fac muncă socială, dar se folosesc de ei și în momentul de față. Gândiți-vă și dumneavoastră că avem în complexul energetic Oltenia 2500 de angajați sezonieri care le-a prelungit 6 luni, acum se laudă că le prelungesc un an de zile și se vor folosi de aceștia amărâți pentru voturile lor. De asemenea sunt mine și energeticieni care, manipulați de mișcarea sindicală, pentru că se discută acum o negociere a contractului colectiv de muncă, vor fi dus în eroare. Și le atrag atenția că din nou se pierde grupa de muncă, deci pentru ce luptăm noi acum în instanțele de judecată, pentru ce am luptat noi 2 ani de zile să obținem, pentru faptul că tot ce este câștig, includ în salariul de bază. Minerii o să se bucure când vor avea, să zicem, prin absurd, 90 de milioane, un salariu de bază. Dar nu gândesc că nu mai au alte drepturi, pentru că tot ce e drept este inclus în salariul lor de bază. Aici i-a dus pe mineri, din pe timpul lui Ciurel, s-a dat niște sume de bani care nu avea nimic de a face adaosuri la salariu, care nu avea de a face nimic cu salariul de bază și cu total brut, și se impozita doar suma fără. Această sumă nu avea influență nici în capitolul CAS și alte drepturi pentru a-i favoriza la pensie. Acele sume colosale, care sunt adaosuri, care la un moment dat au depășit salariul de multe ori, acum le bagă în salariul de bază și mai bagă în și noul contract colectiv de muncă. Plaveții și conducerea complexului energetic Oltenia introduc aceste sporuri în total salariul de bază, se pierde grupă de muncă și ce să mai vorbim de viitor pentru un drept pe care noi l-am câștigat după ce l-am pierdut tot datorită liderului de sindicat în anii trecuți. Vreau să-l întreb pe domnul avocat, pentru că am văzut în ultima perioadă, de fapt de când au început procesele în instanță și de când au apărut și primele decizii, că oamenii primesc mai mult la pensii, primesc pensii mai mari dacă merg în instanță și își caută acolo dreptul. Din punctul dumneavoastră de vedere, această anomalie poate fi rezolvată și altfel sau oamenii vor fi în continuare nevoiți să treacă și prin acest... Din punctul meu de vedere, această anomalie n-ar trebui să existe. Ar trebui ca legea să fie respectată. Să nu fie cazul ca un om, un pensionar, să își găsească drepturile doar în instanța de judecată și în baza unor hotărâri judecătorești. Din păcate, la noi, într-adevăr, pensiile sunt mai mari. Asta este și scopul contestațiilor pe care acești oameni le formulează către instanțele de judecată și
hotărârile judecătorești le stabilesc drepturile care erau stabilite oricum de către lege. Evident că beneficiile acestora creează situația ca punctajele de pensie, ca, virgulă, quantumul pensiei acestora să fie evident mai mare decât cel stabilit inițial de către casele de pensii în baza deciziilor de pensionare pe care le-au emis aceștia. Dar mai sunt și alte categorii de mineri și energeticieni care își depun dosarele de pensionare, iar casele județene de pensii le refuză ieșirea acestora la pensie, nefăcând aplicarea prevederilor care stipulează reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani. Și acești oameni ajung să conteste deciziile caselor de pensii prin care li se refuză ieșirea la pensionare și în instanțele de judecată să câștige, să se constate că aceștia îndeplinesc condițiile legale pentru a ieși la pensie și a beneficia de cele două legi, de cele două acte normative de care vorbeam adineauri. Însă după o luptă continuă, o luptă care durează de multe ori ani de zile, cel puțin un an de zile, până se epuizează toate căile de atac, până se obține o hotărâre definitivă. Lucru care nu mi se pare normal și exact cum spuneați dumneavoastră, chiar într-adevăr sunt anomalii. Anomalii care nu își găsesc vreo explicație și atitudine ale instituțiilor statului român care nu au vreo logică. Efectiv, nu găsesc o logică în atitudinea aceasta. Am avut și cazuri aici în Gorj, nu știu dacă și în celelalte județe, de oameni care s-au pensionat, au stat câteva luni în pensie, după care au fost anunțați că trebuie să se întoarcă la serviciu sau să-și găsească alt serviciu, pentru că nu știu dacă... Da, și sunt multe cazuri, din păcate, și nu, numai la, și nu numai la dumneavoastră în județul Gorj, și în alte județe. Dar cum se poate întâmpla? Deci au depus, asta? Vă spun exact cum e acest fenomen. Oamenii și-au depus dosarul de pensionare, li s-a emis o decizie de ieșire la pensie, au beneficiat de drepturile de pensie o anumită perioadă, 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, revine casa de pensie, emite o nouă decizie prin care anulează decizia inițială de acordare. Dar cum revine casa de pensie? În constată că acele activități, vă dau un exemplu, da? Apreciază că acele activități nu se încadrează în dispozițiile legale care stipulează, care specifică activitățile catalogate ca fiind efectuate în condiții speciale. Deși inițial... Prima decizie pe care a dat-o aceeași instituție... Aceeași instituție revine asupra primei decizii cu o nouă decizie care o anulează pe prima care scotea omul la pensie, care era o decizie de acordare a drepturilor de pensie. Dar între timp și mai mult decât atât, între timp nu s-a schimbat legea. Nu s-a schimbat nicio lege, aceeași lege. Modul de aplicare este același, exact. Prevederile sunt aceleași, exact. Adică acele task-uri pe care ei trebuie să le bifeze sunt practic aceleași. Și cel mai pervers efect, să-l numesc așa, este acela că îi pune pe oameni să restituie banii pe care i-au încasat cu titlul de drepturi de pensie. Și s-au ajuns la anumite sume destul de considerabile pentru o familie normală, pentru un om normal, și acei oameni au ajuns în starea în care se trezesc debitorii unei executări silite venite în baza acestor decizii de care vorbeați dumneavoastră. Și nu au mai fost nici reangajați. Aici este tragic. Oamenii s-au pensionat, au beneficiat de această pensie, le s-a anulat pensia, ulterior au încercat să se reangajeze la același loc de muncă, în speță la complexul energetic Oltenia, și nu au mai fost reangajați. Și au rămas efectiv pe drumuri. Și contestă acele decizii și sunt la mâna justiției și așteaptă hotărârile judecătorești și nu beneficiază de pensie, nu beneficiază de niciun venit și mai mult decât atât sunt și executați silit pentru pensiile pe care le-au încasat, pentru pălunile în care au beneficiat de aceste drepturi. Dar instituția care a emis prima decizie de pensionare, casa de pensie, da, nu poate fi acuzată că... Ba da. Nu știu, sau de abuzuri, de abuz, nu știu, funcționarii de abuz în serviciu sau nu știu, unde ar putea fi niște da. Încadrări dar oamenii sunt de... care
pot să creeze niște, am înțeles, nu zic, am înțeles traume, întrebarea, m-am gândit și eu la, la problema, m-am gândit la problema pe care, pe care o ridicați, dar oamenii, ce am constatat eu, oamenii au atât de mult bun simț încât nu se gândesc să facă rău acelor funcționari. Am avut chiar o situație de acest gen în care un funcționar public, un angajat al casei de pensii, doi funcționari publici au fost nevoiți să, și li s-au imputat anumite sume de bani în urma unor greșeli de genul celor de care vorbeați dumneavoastră. Pentru că este clar, ori prima dată, ori a doua oară s-a greșit. Da. Cei victimele acestor abuzuri pe care funcționarii respectivi au spus, domne, noi nu avem pretenții asupra acestor. M-au și impresionat. Faptul că unul dintre ei avea copii, erau, se apropie sărbătorile pascale și se gândeau la situația lui, a acelui funcționar, care, într-adevăr, din neglijență, a provocat un abuz. Victima acestui abuz mi-a zis, domnul avocat, nu-mi trebuie nimic de la acel om. Nu vreau să-i adică crezi. Omul rămas pe drumuri de la rămas pe drumuri. Nu-mi trebuie nimic de la acel om. Eu vreau pur și simplu să mi se facă de dreptate și nu am pretenții să mi se repare un eventual prejudiciu, un prejudiciu cert care a fost constatat. Și l-a salvat efectiv pe acel funcționar, dar nu îi se imputa sumele de bani la care urma să fie obligat să le plătească datorită acestor abuzuri. Ce am constatat și repet aici, buna credință a acestor oameni, a minerilor și a energeticienilor, se vede buna credință. Aici vedeți, mi-aduc aminte de copilăria mea, că noi eram învățați la școală de buna credință a poporului român, a oamenilor simpli. La un moment dat credeam că acest lucru a fost deja căzut în desuetudine. În schimb, intrând în contact cu acești oameni, am constatat că nu, într-adevăr, noi ne-am păstrat acea bună creștere de care am beneficiat pe timpul părinților și bunicilor noștri sau a generațiilor dumnealor. Și aceasta se regăsește în acești oameni. Da, în general, minerii și energeticienii sunt oameni care au muncit ani de zile sau zeci de ani, dacă au ajuns la vârsta de pensionare, chiar și cu reducerea acesteia, în niște condiții destul de dure. Și probabil oamenii ăștia sunt obișnuiți cu greul, așa da. Că și câteva luni în plus, fără bani, eu m-am uitat și le la... îndură, cum îndură și condițiile, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut în ce condiții se muncește într-o carieră. De aici. Da, într-adevăr sunt niște condiții foarte grele și, mă rog, își merită pe deplin drepturile de care beneficiază. În schimb, ce am mai constatat eu în relația aceasta pe care o am cu acești oameni, mineri și energeticieni, efectiv se căznesc să nu mă deranjeze. Și când îmi dau un telefon, îmi spun, domnul avocat, îmi permite să stăm de vorbă sau vă pot deranja cu următoarea problemă, lucru care m-a impresionat, la acum m-am obișnuit, dar la început, nefiind... Mi s-a părut anormal. Mi s-a părut anormal. Pentru că, în general, un om, când are insistă, nevoie de ceva, da, sau când simte că arde... Crede că problema lui e cea mai importantă, trebuie să sună avocatul, mai sunt câte unii care sună și la ore nepotrivite. Trebuie să facem, trebuie dacă nu-i răspunzi la telefon, să spune... Acești oameni minerici energeticieni, marea lor majoritate, au acest bun simț dus la extrem. Domnul avocat, pot să vă deranjez cu următoarea problemă sau îmi permite să, sau îmi spuneți când avem termen, efectiv strig la subiect, nu, tot să nu mă, să mă obosească sau să mă... Și o chestie care, și asta și la, în special la dumneavoastră, aici în Gorj am observat acest lucru, chestia asta m-a făcut să am, pe lângă legătura profesională care s-a stabilit între mine și acești oameni, și o legătură afectivă pe care o simt și chiar sunt alături de dumnealor și probabil că și dumnealor au simțit-o la mine și m-am străduit să o simt. Până la urmă o să vedem câți dintre oamenii ăștia care îndeplinesc condițiile legale se vor pensiona. Cert este că vor fi și oameni care nu vor îndeplini condițiile de pensionare, domnule Crețan, și
de anul viitor este posibil să fie pe niște liste de disponibilizări, pentru că am văzut și sindicatele tacit, dar și reprezentanții administrației Complexului Energetic Oltenia, chiar și ministerul, acceptă niște discuții pentru acele propuneri de compensații care se dau în caz de concedieri colective. Câți oameni credeți că vor pleca într-o primă fază, să spunem, în anul 2025, adică la anul? Cea mai gravă problemă este în 2025, apară câteasă. Am ajuns aproape la 22-24% personal neproductiv. O să se facă acum aici o reorganizare personalul TESA pe ordonanța austerității. Este cel care a creat la influență politică structuri sindicale care sunt de favoare oamenilor de-a lungul anilor, sindicate galbene, acum se văd fără protecție. Eu am cerut-o repetat. Când am luptat cu acel nucleu în piața prefecturii 2 ani de zile, am cerut și pentru ei. Dar ne-a depășit puterile să obținem dreptul pentru aparatul TESA, ceea ce s-a obținut în Valea Jiului. În Valea Jiului, aparatul TESA este protejat, nu numai de salariile compensatorii, este protejat de 10 ani ieșirea mai din vreme la pensie, pentru că există acest plan nenorocit de închiderea minericului. Slăbiciunea liderilor de sindicat din Oltenia aici se vede în fața celor din Valea Jiului, pentru că n-a reușit să protejeze aparatul TESA. Acum ei discută de salarii compensatorii, între 4 și 6 salarii compensatorii. Dacă suntem în ce înseamnă asta? Înseamnă 200-300 de milioane, alea sunt nimicuri. De ce nu le oferim salarii compensatorii care s-au oferit în Bulgaria, care s-au oferit în Spania? Deci, adică la nivel de Uniune Europeană? La nivel de Uniune Europeană s-au oferit între 50.000 și 70.000 de euro. Pentru păi spunea domnul avocat că da, și această dar reducere tot noștri, un subterfugiu. Politicienii noștri se îngrămădesc pe acei bani murdari, care sunt bani care, din punctul meu de vedere, produc crime și dezastre. Ne-a dat condiționat bani pentru a ne distruge locurile de muncă și a distruge sistemul energetic național. Vorbiți de acei bani care vin prin fondul de tranzacție. Aia care se bucură primarii la ei, care se bucură oamenii politici, care se ocupă burduja cu noile tehnologii pe care vrea să le inventeze, dar eu v-am mai spus-o dumneavoastră și repet, România va fi în pericol. În momentul când vom avea 20 de grade, peste 20 de grade minus, România va fi în beznă. Gândiți-vă că acum 4 ani de zile în Statele Unite ale Americii, pe aceste energii alternative au murit mii de oameni. Gândiți-vă că va fi un colaps energetic toată România, avem spitale care au nevoie de operații, avem oameni care vor muri de frig în case, care trec la aceste energii. Și că avem foarte multă energie verde pe care ne-o produc panourile acestea fotovoltaice și spunea zilele trecute, am văzut un reprezentant la nivel național că este estimat un număr de aproximativ 200.000 de prosumatori până la finalul anului. Este o neregulă totală. Tot ce a venit pe piața de energie pe fotovoltaice au venit numai componente care le-a acceptat clasa politică, diferiți oameni din clasa politică, pe afaceri în România și numai acele componente au loc pe piață la niște prețuri duble decât ce oferă cealaltă piață. Dar bine, nu ne putem baza pe prosumatori pentru sistemul energetic național. Niciodată. Niciodată nu putem adică discuta, nu putem să ne bazăm nici pe gaze, că gazele sunt, știți și dumneavoastră, că sunt de o perioadă, da? Dar plătim certificate mai mult decât trebuie, cum am avea cărbune. Noi le-am propus alternative, dar nu vor, nu vrea burduja, nu vrea nimeni. N-au băgat, au scos biomasa din, pentru că era foarte corect, v-am mai spus-o de tehnologiile inventatorilor români cu cărbune, gunoi și biomasă, să producem energie curată, mai bine le bagă în conservare grupurile energetice, carierele le pregătesc pentru tăiere, interesul este fierul vechi, deci clasa politică se pregătește să mintă din nou oamenii, nu există nicio perspectivă și viitor pentru Complexul Energetic Oltenia, atâta timp cât Complexul Energetic Oltenia va fi doar ca denumire și nu ca forță economică pe care o avea, pentru că Complexul Energetic Oltenia la nivel de România era de neegalat ca și entitate economică. Pentru aceste capacități,
care urmează a fi închise. Dumneavoastră vedeți o alternativă în afară de acele grupuri pe gaze care s-au promis, dar am văzut, nici măcar nu au început procedurile, nu s-au făcut nici măcar studiile. În emisiunile dumneavoastră, la un coleg de noastră, tot în studiul dumneavoastră de televiziune, că noi nu am fost acceptați în Schengen, nu din cauză că era chestiunea cu migrația din zona asiatică. Nu. Motivul este că s-au supărat austriecii de la OMV Petrom că 60% din gazele care sperau și le-au instalat din Marea Neagră nu vreau să le folosească în România. De aia s-au supărat. Au vrut să schimbe, domnule, trebuie mai mult dat către Austria, aproape tot gazul poate vrea către Austria. OMV Petrom este cea mai importantă unitate care peste 50% din bugetul Austriei o aduce OMV Petrom. De unde? Din jaful din România. Simplu. Deci nu putem discuta de așa ceva. Dar trebuie să spunem realitatea. A intrat în acea asociere pe gubasă, OMV Petrom, am atras atenția public, pentru că i-am proprietării pe depozitul de cenușe. Deci, e 36% vine OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia, dar restul sunt bani care sunt munciți de noi, din fondurile care noi trebuie să le plătim. Nu a venit ei să ne ajute sau, fără să mai discutăm și de alte aspecte, care OMV Petrom are multe, care se cătuiește România de bogățiile naturale și le duce în altă parte. Dar această reorganizare care trebuie făcută până la jumătatea anului, până la finalul lunii mai, și este impusă, spuneam, de acea ordonanță a austerității, cum credeți că se va face? Inițial s-a vorbit de sucursala minieră care să fie transformată într-o direcție. Nu se știe până în momentul de față cum vor să o reorganizeze sau cum vor să reorganizeze această companie în ansamblu. Vreau să organizeze compania după carnetele de partid. Fiecare om al lor care are carnet de partid să prindă o funcție. Deci ei nu mai gândesc economic. Se gândească, măi, Complexul Energetic Oltenia trebuie să aibă piață de energie, trebuie să aibă cărbune, trebuie să producă. Nu. Ei trăiesc din împrumuturi, consumă acei bani, consumă pe salarii, iar Complexul Energetic Oltenia este moarte clinică. Deci asta se întâmplă. Deci ei nu vor decât să-și aranjeze oamenii lor de casă și cu carnetele de partid pe funcții. Și v-am zis încă o dată, nu există protecție pentru aparatul TESA în momentul de față. Cu toate că știți și dumneavoastră că aceste sindicate galbene au semnat un document pentru a oferi grupă de muncă până la nivel de secretar a directorului general și cu un act administrativ pe care l-au făcut și l-au semnat și la care l-au depus la PTM. Deci situația este groaznică. Consumă banii pe care îi vom primi din nou bani, vom primi din nou ajutor. Consumăm banii și complexul intră deja în faliment și moarte clinică totală. Păi, în faliment, nu știu dacă o să intre, pentru că s-au creat deja incapacitate de a-și plăti datoriile la bănci, pentru că toate grupurile energetice și tot ce e utilaj, inclusiv sediile pe care, puzderea de sedii pe care o prin Târgu Jiu și peste tot, sunt abanetate la terțe bănci. Da, este o chestiune foarte importantă acum. Întrebam eu ceva mai devreme de diferențele acestea la pensii și spunea domnul Crețan și de beneficiile pe care au reușit să le obțină cei din Valea Jiului, din Hunedoara, față de cei de aici din Oltenia, de la Complexul Energetic Oltenia. Acum, din cazurile pe care dumneavoastră le-ați avut și le aveți, aceste diferențe sunt mari și de ce anume sunt cauzate? Diferențele sunt mai mari sau mai mici, depinde de situație. Ele sunt cauzate în urma recalculării pensiei în baza noului stagiu de cotizare pe condiții speciale de muncă. Și automat apare o diferență. De exemplu, la un stagiu normal de cotizare, este de 35 de ani. Un stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă este de 25 de ani. Automat, făcându-se calculul, se face o împărțire la 35, la condiții normale, cum inițial ieșiseră la pensie,
Fiind încadrați pe condiții speciale de muncă, împărțirea se va face la 25. Este evident că un număr pe care îl împarți la 35 este mai mic decât un număr pe care îl împarți la 25. Și aici este diferența, principala diferență care apare în baza legilor care reglementează aceste condiții speciale de muncă. În afară de acestea, mai sunt cei care solicită recalcularea pensiilor în baza contribuțiilor, tuturor contribuțiilor pe care, care au fost reținute și virate la bugetul de asigurări sociale. Și aceasta mai ales până la data de 1 aprilie 2001, când cu toții știm că fiecare a beneficiat de anumite prime, anumite sporuri, al 13-lea salariu, pentru care s-au reținut contribuții care nu apar în cuprinsul cărților de muncă, nu reies din cele menționate în cărțile de muncă. Oamenii își cer recalcularea pensiei, având-se în vedere, pe baza principiului contributivității consacrat de legea pensiilor 263, își cer recalcularea în baza contribuțiilor efective care li s-au reținut și li s-au virat la bugetul de asigurări sociale. Normal că apar diferențe și apar diferențe în favoarea oamenilor, pentru că recalculându-se aceste contribuții, punctajele lor și pensiile lor automat, cuantumul pensiilor, va fi mult mai mare decât cuantumul stabilit inițial. Uneori în Goj n-am văzut, dar am văzut în Hunedoara situații în care li s-au recalculat pensiile și au beneficiat de restituirea unei sume de peste un miliard, de exemplu. La simpli angajați? Și la simpli angajați. Cei care au avut și funcții. Angajați. Simpli angajați. Da. Gândiți-vă, mai ales în Hunedoara am întâlnit asta, dar astea sunt și în județul Gorj. Ei au lucrat și în subteran și probabil mai mult în subteran. Și au avut și acordul global. Și au avut sporurile foarte mari. De multe ori sporurile și primele depășeau salariul și depășeau considerabil. Li se rețineau contribuții, dar n-au fost luate în calcul în momentul în care acești oameni și-au depus dosarul de pensionare. Și ei au trebuit să iau adeverință cu sporurile pe care le-au avut, cu veniturile brute pe care le-au avut, le-au depus la casele de pensii. Casele de pensii au refuzat recalcularea acestor pensii, au acționat în instanță și instanța a constatat că erau îndreptățiți să solicite această recalculare și s-a ajuns la niște sume considerabile, care din păcate, vă dați seama, îngreunează bugetul de stat și îl îngreunează substanțial, să știți. Dar de unde apar aceste adeverințe? Sau de ce inițial ele nu le-au fost date angajaților? Au încercat să, nu știu, să țină ascuns? Este o neglijență? Sau este pur și simplu o... Că știm, la noi, la români, se întâmplă frecvent lucrul ăsta să fie de bandadă. Nu este nici neglijență și nici de bandadă. Este o rea credință evidentă. Și spun aceasta deoarece majoritatea celor care au solicitat recalcularea pensiilor în baza acestor venituri brute pe care efectiv le-au obținut, au depus adeverințele respective la dosarul lor de pensionare. Casele de pensii, dacă le-au de bună credință și funcționarii caselor de pensii, le recalculau din oficiu, nu trebuia să se adreseze instanțelor de judecată, pentru că ele erau evidente. Aceste adeverințe erau eliberate de angajatorii dumnealor, de complexul energetic Hunedoara, de complexul energetic Oltenia, depinde de locul de muncă pe care aceștia l-au avut. Atâta timp cât unitățile angajatoare au eliberat aceste adeverințe, s-au bazat pe arhiva pe care o dețin, pe statele de salarii, pe documentele contabile pe care le-au înregistrat în decursul timpului. Nu erau întâmplătoare și nu sunt întâmplătoare aceste adeverințe. Nimeni nu-și asumă răspunderea să treacă anumite venituri brute care nu sunt reale, care nu au fost plătite. Vă dați seama. În schimb, oamenii le depun la dosarele de pensionare și funcționarii casei de pensie efectiv le refuză, emit decizie prin care le și menționează. Nu se valorifică veniturile rezultate din adeverința numărul X și din data cu tare. Și motivează aceste Nu motivează, pur și simplu spun că nu se valorifică sau nu se încadrează. Păi și explicația fiind care? Nicio explicație. Și atunci omul contestă acea decizie și evident că are și câștig de cauză. Marea lor majoritate au și câștig de cauză. Adică dacă funcționarul are chef, ia în calcul, dacă nu... Acestea nu sunt întâmplătoare, stimată doamnă. Nu cred că un funcționar
simplu și ar permite să refuze să valorifice o adeverință, un act pe care omul depune. Aceasta este evident o politică dusă de sus, li se impune probabil, sunt anumite directive, probabil de la Ministerul Muncii, probabil de la Casa Națională de Pensii, sunt lucruri care ne depășesc. Dar să vede cu ochiul liber reaua credință în abordarea acestor probleme și în rezolvarea lor. Că este și o influență sau că sunt niște influențe politice, nu cred că poate fi contestat. Am văzut și am auzit ieri pe fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, aici la Târgușeu, care spunea că sau pasa responsabilitatea în ograda Ministerului Muncii. Până la urmă, oamenii ăștia au mers cu dumneavoastră prin Parlament în momentul în care aceste legi erau în fază de proiect. Au existat acele dispute pe la comisii, da, că proiectul de lege trece și prin niște comisii de specialitate. Am acționat și noi, sfătuiți de alții, pentru că avem nevoie de oameni de specialiști, cum este domnul Toarcă, parte juridică, avem oameni care nu le știm noi tot de sindicat, dar orice sfat contează. Am avut diplomația de a discuta cu fiecare formațiune politică. De aia s-a obținut legea 196. Și v-ați dat seama că ce? Făcând lobby la fiecare formațiune politică și ne-au promis, a trecut legea 197 și respectiv 74, care a crezut că ne păcălesc și că vom adică renunța la 197. Adică totul depinde de voința unui grup sau altuia. Toți revoluționarii din piața prefecturii am făcut acest lobby folosind de oamenii politici. Mai puțin care v-am spus două elemente care au fost împotriva noastră pe față, Vâlceanu și Pecini. Restul parlamentarilor toți au fost cu noi și am rezolvat aceste chestiuni. Privitor la ce vorbeați cu domnul avocat, vorbim de reavoință. Nu, reavoință este odată, cum spune dumneavoastră, dictatura dar politicului. Reaua voință asta ar trebui da, și plătită, că spunea domnul avocat, diferențe de un miliard la pensie. Cea mai gravă este faptul că nu se aplică unitar legea. Unii, ceea ce s-a întâmplat și cu Craiova, că dumneavoastră știe, pentru că s-a adresat în alte curți de casație și justiție, unii o aplică, alții nu o aplică. Și pe 197 același lucru. Suceava, Hunătoarea și alte zone dădea câștigi de cauză, Oltenia era cap de serie, dădea alte hotărâri contrare. Deci justiția nu dă hotărâri unitare. E o mare problemă. E o mare problemă în justiție. Trebuie să recunoaștem. Dar vreau să vă spun altceva. De ce merită energeticienii și minerii merită aceste salarii? Eu am lucrat în sistem 30 de ani, bine, cu o contribuție de 42 în total. Vedeți dumneavoastră, minerii au plecat de acasă la ora 5 și au ajuns la ora 5, la schimbul 1. Așa pleacă și acum. Da? Înseamnă 12 ore. 8 ore se odihnește, sunt 20 de ore. El pentru viața lui n-a avut decât 4 ore. Pentru viața lui. Și atunci, ce viață a avut acești oameni? Merită pensii speciale, că spunea unii, domnule, minerii au pensii foarte mari. Nu au pensii mari mineri, să ne fie clară treaba. Sunt mineri care au și 30 de milioane. Comparativ cu pensiile speciale care ajung la 700 de milioane. Dar acești oameni, energeticienii și minerii, a avut o viață de chin. V-am spus, schimbul 1 de la 5 la orele 17, schimbul 2 tot 12 ore de la ora 1 la ora 1 noaptea și schimbul 3 la fel. Până dimineața. Da, nu da. Cred că sunt de la 9 cel la puțin 9. În Gorj contestatari. Da. Ba da. Am văzut la nivel sunt. Național influențați, chiar și jurnaliști, tot de factorul politic care încerca să inducă ideea de că de minerii protestează da, sau stau în greva foamei acolo, că au salarii și pensii nesimțite. Dar nimeni nu a spus în ce condiții se muncește la complexul energetic Oltenia. Dar dumneavoastră ați mers pe... în teritoriu și v-ați dat seama ce e acolo. În spațiul ăsta virtual circulă atâtea ITM-ul ar trebui să mă angajeze oameni, pentru că se lucrează improvizat în minerii și energie și, Doamne ferește, vom avea cât din o să nou... se mai lucreze?
și chiar și improvizat. Da. Da. Dumneavoastră ați spus, am văzut astăzi, colegilor mei de la radio, că o să protestați în fața înaltei curți de casație și justiție. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Cel puțin am mândria mea sufletească într-un fel că datorită cabinetului de avocatură pe care l-am cu care lucrez, domnul Toartă în speță, nu ne aflăm în această situație. De a ce? Am avut cu acele procese care sunt suspendate pentru a se pronunța în Alta Curte de Casație și Justiție, pentru că s-a cerut o majorare de 50% pentru punctul de pensie. Am fost câteva voci care am zis, domnule, cere și 50% mărirea. Dumnealui a avut totuși o prestanță în fața noastră și a spus, domnule, eu nu risc. Și pentru asta îi mulțumesc public, pentru faptul că dacă intram în această chestiune, cu toate procesele care ne aflăm acum, eram cu ele suspendate. Îmi pare rău că unii din avocați sunt în această situație cu procesele suspendate pentru mineri și energeticieni. Dar pe mine m-a determinat acest lucru să fiu solidar și să mergem la o luptă comună și chiar când se pronunță în Alta Curte de Casație și Justiție, să fim prezenți cel puțin 200 de mineri sau 300 de mineri și energeticieni în fața, în alte curți de casație și justiție pentru a ne oferi și acest drept. Deci am făcut acest apel sperând că va fi o mobilizare pentru faptul că este un drept care îl merităm și pe acel 50% și având în vedere că miile de procese sunt suspendate și oamenii au de pierdut. Nu suntem în această situație, dar datorită domnului avocat care a avut o limită și a spus nu merg decât până aici și pe viitor mergem mai departe. Da. Domnule avocat, pentru că nu mai avem timp, cam cât durează un proces, un om care iese la pensie, cât mai este plimbat prin instanță ca să poată și el să stea liniștit apoi cu pensia, cu pensia corectă? Nu există un termen anume, nu există o perioadă de timp reglementată cât ar dura un proces. Acum depinde, în primul rând, de judecătorul care soluționează. V-am întrebat asta, am cer scuze, fac o paranteză, pentru că foarte mulți oameni spun că sau se tem să meargă în instanță, să apeleze și la instanță, că e de durată, că... Da, mulți așteaptă ca de pe o zi pe alta să li se rezolve problema. Nu, timpul în care se reglementează un astfel de dosar este relativ mediu, nici lung, nici scurt. Adică e de ordinul câtorva luni, o jumătate de an. Cam așa. Nu se duce la câțiva ani? Nu. Nu. Cum sunt dosarele nu. Din păcate, băieților deștepți care găsesc tertipuri ca să tragă de termene? Din păcate, există această perioadă medie de timp, să spun așa, și datorită volumului mare de activitate, volumului mare de dosare care au ca obiect soluționarea unor astfel de cauze și evident instanțele sunt foarte încărcate cu genul acesta de procese și evident că termenele sunt ceva mai lungi decât ar fi fost normal, dar nu sunt de speriat. Nu exagerate. Nu exagerate. Da. Cam câte sunt, domnule Crețan, procese pe rol aveți idee? Mii. Mii? Da, pentru mii doar de la Complexul Energetic avem... Oltenia sau la nivel național pe... Deci cu cabinetul de avocatură Toartă, noi avem mii de procese în cele 6 județi. N-am putut să ne întâlnim. Am avut solicitări și în restul țării, da. Cât să mai facă și oamenii ăștia față, pentru că dumneavoastră își vede familia la 2 săptămâni. Că numai prin Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Vâlcea, deci peste tot într-o continuă mișcare. Foarte multe procese, foarte multe documente depus la dosar. Deci e o muncă foarte, foarte grea. Am încercat să-l însoțesc, l-am întâlnit cu oamenii. Dar aici vreau să vă spun o chestiune. Sunt oameni care speră, zice, dacă vor primi, ei vom primi și noi. Și v-am mai spus-o dumneavoastră public. A, cred că dacă vor câștiga, sigur, nu vor câștiga niciodată, foști angajați de-ai lor, da. Și cumva se va face o reparație și pentru ei. Mai avem un segment de vreo 50.000 de oameni în România, de la fostele unități prestatoare și tot ce a desprins din minerii și energie, care n-au cerut creșterea nici pe legea 74 până în 2001. Indiferență totală, da. N-au,
Bine, unii s-au plictisit umblând să-și a devenit cele pe la arhivele pe care politicienii noștri după 89, această clasă politică, arhivele din Goș le-a dus la Brăila, le-a dus la Brașov, le-a dus oriunde în restul țării. Nu se mai putea arhiva aceste documente ale oamenilor în care să-și câștige aceste drepturi decât la Brăila sau la Tulcea sau la Brașov. Deci arhivele, iar multe dintre ele au dispărut sau au fost incendiate, ce s-a întâmplat în București. Oamenii nu mai regăsesc grupa de muncă, nu mai găsesc statele de plată. Eu cred că a fost făcute cu gândire pentru ca oamenii să nu poată. Am găsit caz care a trebuit să mai lucreze vreo 2-3 ani de zile și abia a adunat câțiva ani ca să iese la pensie pe limite de vârstă, că vreo 15 ani, și omul lucrează vreo 30 de ani, nu s-a mai găsit arhivele. Da, excepții din acestea sperăm să fie cât mai rare. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră în această seară și să rezolvați cât mai multe dosare ale oamenilor. Răstora că, repet, sunt niște oameni care au muncit din greu și merită și ei să se odihnească și să se odihnească pe niște pensii conform legii și, bineînțeles, și raportat la ceea ce au pierdut în toți acești ani. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem tot aici, ca de obicei, la aceeași oră. Rămâneți alături de noi. Mai bine.